Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. La fier vechi luăm tancuri. Da, cele făcute între 1960-1970, T-55, cum le spune. Adică producție 1955, practic pentru ele sunt total de modă. Care bloghează traficul la Arcul de Triunf în București de 1 decembrie. Arată tank. Nu e chiar tank, numai că are 67 de ani. Asta zic, dacă aliură, că nu mă pricep. Sunt vopsite, zici că-s noi. Sunt vopsite verde. Da, da, sunt verde. Da. Acum nu știu dacă se mai face așa. Bun, astea, tankurile, șeniile, chestii, nu știu ce. Dar când făceam eu armata ca să arate frumos, soldații erau puși să dea cu cremă de ghete cauciucurile de la camioane și de la taburi. Îndebunit? Da, ca cremă, să ce? Ca să fie lucios negre. Eu știu că se dădeau cu cola. Nu exista cola pe vremea la mașină. Ce treaba aveai tu cu cola? Bine, Luca, și aici. Luca a și făcut armata. De vreo 4-5 ore a făcut. A vrut să o repete. Nu mă, era... nu, eu zic la spălătoriile auto în anii 90. Veneau băieții, era o fița, era asta, știi? Da. Scotea o sticlă de cola, Pepsi sau Coca. Și îți dădea ca să fie negru. Serios? Cauciucul, da. Era o fiță totală. Cremă de ghete, așa. Oamenii stâmpiți în cele mai diverse moduri. Pentru cauciucurile de la taburi trebuie foarte multă cola. Da. Era pe mari. Oricum nu era. Deci asta așteptăm acum. Practic, armata a dat anunț la mica publicitate. Proprietar, vând tank, tankuri, de fapt, vând tankuri de epocă, de epocă. T-55, nu, producție sovietică, nu bate, nu troncăne, folosit numai de 23 august și poate unor și de 1 decembrie un pic. Da, și să ducă soldații, mâine, că sunt alea vechi, să ducă soldații la porumb, în tankurile respective, să, al naibii, mi-aș lua un tank de ăsta numai să ocup 3 locuri la mall, la parcare. Știi? Să ieși de pe străduță, să aplici regula fermoarului cu el. Adică da. Să faci, să mă lași pe mine, nu? Cu un letrele în față. Mă lași cu nu adevărat? Mult, nu e. Da. Păi poate pui GPL și rezolvă problema. Păi asta chiar ar fi tare. 30 și... Da. Tancuri electrice nu fac? Da, ar fi o treabă. Acum? Încă nu. Eu zic că ar putea să le ia mea eu. Că am văzut că au început să se scorojească mașinile alea de poliție din carton, de sunt puse aici colo, știi? Că sunt niște mașini de carton. Și ce se pune? Tankuri? Da, tank. Cu poliție, siguranță și încredere sau or else, știi? Adică reduceți viteza. Altfel... Da, măcar din curiositate reduce oamenii viteza. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.